Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit. Sunt Dorina Gerganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Primul raport privind auditul datoriilor istorice de la Moldova Gaz față de Gazprom va fi livrat până la sfârșitul anului, anunță ministrul infrastructurii Andrei Spânu. La o zi după ce a fost eliberată din arest la domiciliu, deputatul partidului Șor, Marina Tauber, a făcut primele declarații despre zilele petrecute în detenție și planurile sale de viitor. Detalii la știri. Pe rețelele de socializare au fost publicate imagini cu citațiile expediate de centrele militare agenților economici în care se cere informații despre numărul bărbaților angajați, ce spune Ministerul Apărării, vedeți în jurnal. Fostul șef al căilor ferate din Moldova, Iurie Topală, urmează să fie extradat în țară de către autoritățile din Belgia. Fostul șef al căilor ferate din Moldova, Iurie Topală, urmează să fie extradat în țară. Astăzi, autoritățile belgiene au informat instituțiile de drept de la noi despre acceptarea unui demers în acest sens și că în câteva zile îl vor preda autorităților de la Chișinău. Topală a fost anunțat în căutare în urmă cu aproape un an. În ianuarie curent a fost reținut pe aeroportul Gosselies Charleroi din Belgia de autoritățile acestei țări. În baza unui raport al SIS, lui Topală îi se incriminează abuz de serviciu în interesele unui grup criminal organizat și managementul defectuos al CFM în perioada anilor 2015-2019, în rezultat întreprinderea fiind prejudiciată cu 250 de milioane de lei. Procuratura mai anunță că au fost aplicate sechestre pe proprietățile și activele lui Topală, dar și altor figuranți din dosar, în sumă de 25 de milioane de lei. Anterior, Topală a respins acuzațiile indicate în raportul SIS și susține că întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova a avut doar de câștigat în perioada administrației sale. Firmele și companiile care nu și-au achitat facturile pentru gaz vor fi deconectate de la rețea. Despre aceasta anunță Moldova Gaz, potrivit căreia, în data de 16 octombrie, datoria acestor consumatori era de 102 milioane de lei, iar data limită pentru achitare a fost 15 octombrie. Furnizarea gazelor naturale va fi reluată doar după achitarea integrală a plății restante pentru gazele naturale și a tarifului pentru reconectare, se precizează în nota emisă. Totodată, pe canalul său de Telegram, șeful de la Moldova Gaz susține că din ianuarie și până acum datoria totală față de întreprindere este de 223 de milioane de lei, dintre care 191 de milioane sunt restanțe acumulate pe luna septembrie. În acest context, Moldova Gaz solicită consumatorilor finali să facă tot posibilul pentru lichidarea datoriilor. Amintim că la începutul lunii octombrie, Gazprom a avertizat Chișinăul cu privire la o posibilă sistare a furnizorii de gaze către Republica Moldova, în cazul în care partea moldovenească nu respectă condițiile de plată specificate în contract, precum și despre faptul de a desface înțelegerea în orice moment din cauza încălcării termenelor de auditare a datoriei istorice a SA Moldova Gaz față de Gazprom. Membrii și simpatizanții ai partidului politic Șor s-au adunat astăzi în fața sediului delegației Uniunii Europene din Chișinău, iar ulterior au mers în fața clădirii OSCE. Manifestanții spun că au vrut să le reproșeze diplomaților europeni lipsa de atitudine față de acțiunile de duminica trecută ale forțelor de ordine în raport cu protestatarii din orășelul Schimbării. Reprezentanții delegației UE nu au reacționat la manifestație, iar cei ai OSCE au promis un răspuns mai târziu. Participanții la acțiune au mers mai întâi la sediul delegației Uniunii Europene din Chișinău. Ei au stat acolo cu gurile lipite, cu banda adezivă și au ținut în mâini pancarte cu inscripții în limba engleză, dar și banere cu imagini din timpul intervenției de duminica trecută a forțelor de ordine. Nu ne lasă nici să protestăm. Noi nu batem pe nimeni, nu spargem geamuri și nici nu încălcăm ordinea publică. Noi avem dreptul să protestăm. De ce ne este interzis? Cum reacționează reprezentanții Uniunii Europene la situația din Moldova? Ei sunt la fel de tăcuți ca guvernarea noastră sau gândesc diferit, cumva altfel. Și aș vrea să aud de la ei care sunt valorile europene.
Aceasta este înmormântarea libertății și a democrației în Republica Moldova, pentru că puterea vrea ca oamenii să tacă. Oamenii au tăcut și iată, avem un moment de reculegere. Ulterior, manifestanții s-au îndreptat spre sediul OSCE, unde au solicitat o întrevedere cu reprezentanții misiunii. Aceștia au fost invitați la discuții, iar la ieșire au declarat că au convenit asupra unei întrevederi cu ambasadorul Kelly Kaiderling, noul șef al misiunii OSCE în Moldova. Doamna ambasador și oficiul OSCE s-a arătat deschis pentru un dialog cu reprezentanții protestatarilor. Urmează să facem o scrisoare înscris pentru doamna ambasador, ca ulterior să stabilim data, ora când va avea loc această discuție. Din păcate, doamna ambasador astăzi nu este pe loc. Am încercat să obținem o reacție de la delegația Uniunii Europene la acțiunile protestatarilor, însă la solicitarea expediată pe pagina instituției, deocamdată nu am primit un răspuns. Iar reprezentanții OSCE ne-au spus că vor reveni mai târziu cu un comentariu la acest subiect. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că instituțiile statului trebuie să intervină pentru a se asigura că manifestațiile se desfășoară într-un cadru civilizat, fără a genera instabilitate și haos, iar cei care vor dori să transforme o formă legitimă de exercitare a unui drept fundamental într-o acțiune de destabilizare vor fi sancționați în strictă conformitate cu legea. Nu vom permite destabilizarea situației din țară, dezbinarea societății și promovarea urii, a precizat aceasta. Marți, membrii și simpatizanții ai partidului Șor au organizat un flashmob asemănător și în fața ambasadei SUA la Chișinău. Aceștia și-au manifestat nemulțumirea față de faptul că reprezentanța diplomatică nu a reacționat la acțiunile de duminică ale poliției în raport cu protestatarii din orășelul Schimbării, demontându-le corturile. Reprezentanța ambasadei SUA au promis să revină cu un comentariu imediat ce îl vor avea. Anterior, reprezentanții misiunii diplomatice au subliniat că respectă dreptul la protest al manifestanților. În același timp, diplomații americani au precizat că se așteaptă ca instituțiile de drept să gestioneze corect toate cazurile de corupție. Iar șefa Direcției Informare și Comunicare cu Mass Media a președinției, Irina Gotișan, a făcut referire la declarațiile de luni a Maiei Sandu, care a spus că poliția a depistat un șir de nereguli ce ar fi fost comise de protestatari și organizatori, fapt pentru care s-a permis evacuarea corturilor instalate în apropiere de președinție. Ea a cerut guvernului să modifice temporar legislația pentru a facilita intervenția forțelor de ordine la întruniri. Amintim că toate corturile din orășelul Schimbării au fost ridicate duminică seara de către polițiști și mascați. Potrivit forțelor de ordine, protestul s-ar fi desfășurat cu multiple încălcări. De cealaltă parte, organizatorii manifestației au depus o plângere la Procuratura Generală pentru felul în care au acționat oamenii legii. Unii manifestanți au fost luați pe sus, iar alții spun că după intervenție au rămas fără lucruri personale. Ulterior, patru ONG-uri specializate în dezvoltarea democrației și apărarea drepturilor omului au condamnat încălcarea dreptului la libertatea întrunirilor. Într-o declarație comună, acestea au cerut autorităților să acționeze în strictă conformitate cu legea și standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Instituțiile afirmă că ridicarea corturilor de pe trotuare și sistarea întrunirii a fost disproporționată și abuzivă. Totodată și avocatul poporului Ceslav Panico a declarat că acțiunile de duminică ale forțelor de ordine, prin care au fost ridicate corturile de pe trotuarul din scoarul Parlamentului și din fața președinției, nu reprezintă o justificare obiectivă și rezonabilă. El a cerut Comisiei pentru situații excepționale abrogarea sau revizuirea deciziei privind desfășurarea protestelor. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Anastasia Taburceanu, ne-a spus că dreptul la întrunirile publice nu a fost în niciun fel restricționat. Potrivit ei, acestea pot continua atâta timp cât se desfășoară în limita legii. Peste un sfert de milion de lei s-au cheltuit în al treilea trimestru al acestui an pe deplasările de serviciu ale deputaților în străinătate, arată informațiile publicate pe site-ul legislativului. 85% din totalul sumei revin parlamentarilor din Partidul de Guvernare, Acțiune și Solidaritate. Cea mai scumpă a fost călătoria de serviciu a președintelui Parlamentului Igor Grosu și a colegului său Radu Marian în Danemarca. Vizita a costat 58.000 de lei.
În total, în trimestrul 3, deputații au efectuat 18 deplasări de serviciu în străinătate, cheltuind aproape 265.000 de lei. Cea mai scumpă a fost călătoria președintelui Parlamentului Igor Grosu, însoțit de colegul său Radu Marian și de doi asistenți, plecați în Danemarca la începutul lunii septembrie. La Copenhaga, Grosu s-a întâlnit cu regina daneză Margareta a II, președintele Parlamentului local și reprezentanții ai diasporei. O vizită de 3 zile a costat 58.100 de lei. 41.000 de lei au fost cheltuite pe transport aviatur-retur, puțin mai mult de 17.000 pe diurne. A doua cea mai scumpă a fost deplasarea de serviciu a unui grup de deputați în Grecia, la Atena. O vizită de lucru în Parlamentul Greciei a unei delegații condusă de președintele grupului de prietenie Republica Moldova-Republica Greacă Larisa Novak la începutul lunii iulie a costat 39.100 de lei, dintre care peste 27.000 biletele de avion. Pe locul 3 în clasamentul celor mai scumpe deplasări de serviciu în străinătatea deputaților moldoveni în trimestrul 3 al acestui an a fost vizita la Washington a 5 deputați din majoritatea parlamentară. După cum s-a anunțat, deputații PAS Petru Frunze, Marina Morozova, Artur Mija, Ana Kalinici și Adrian Băluțel au mers în Statele Unite în cadrul programului de schimb academic și profesional Lumea Deschisă, finanțat de Congresul Statelor Unite. Vizita peste ocean a costat 34.800 de lei. Din bugetul Parlamentului au fost alocați bani doar pentru diurnele aleșilor poporului. Vizita de lucru de 4 zile la Bruxelles la începutul lunii iulie a vicepreședintelui Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS Radu Marian, a costat aproape 30.000 de lei. El a reprezentat Parlamentul Republicii Moldova în discuțiile pe tema sectorului energetic, sub egida Comisarului European pentru Energie, Kadri Simpson. O vizită de 2 zile a colegului său de fracțiune, Adrian Băluțel, la Praga, în iulie, a costat aproape 25.000 de lei. Iar călătoria deputatului Vasile Bolea în Marea Britanie pentru a participa la cea de-a 29-a sesiune a adunării parlamentare a OSCE a costat 8.500 de lei. Aproximativ 3.000 de lei au fost cheltuiți din bugetul legislativului pentru deplasarea în Republica Portugheză a vicepreședintelui Parlamentului Mihai Popșoi. Potrivit raportului prezentat, deputații PAS merg cel mai des în călătorii de serviciu în străinătate. Aproape 85% din toate cheltuielile pentru aceste scopuri în trimestrul 3 revin reprezentanților majorității parlamentare, fiind vorba de peste un sfert de milion de lei. Spre comparație, în trimestrul 2 al acestui an, deputații moldoveni au cheltuit 622.000 de lei pentru 20 de vizite de lucru în străinătate. Atunci, cea mai scumpă călătorie de 129.000 de lei a fost făcută la Strasburg pentru participarea la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare a Consiliului Europei. Vicepremierul Andrei Spânu a scris pe contul său de Telegram că auditarea datoriilor istorice de 709 milioane de dolari, inclusiv penalități ale Moldova Gaz către Gazprom, continuă. Potrivit lui, reprezentanții companiilor desemnate de Agenția Proprietății Publice vor livra până la sfârșitul anului un prim raport. Conform caietului de sarcini, experții vor verifica în ce mod s-a făcut repartizarea de către Moldova Gaz a achiterilor pentru consumul de gaze între abonații de pe malul drept și cel stâng al Nistrului, dar și dacă plățile anterioare au fost corect alocate pentru stingerea datoriilor consumatorilor de pe malul drept. Precizăm că reprezentanții celor două companii de audit au ajuns luni la Chișinău. Se întâmplă după ce în luna august Agenția Proprietății Publice a anunțat despre semnarea unui contract de achiziționare a serviciilor de audit financiar și juridic independent al datoriei Moldova Gaz față de Gazprom și Factoring Finance APP a contractat o companie din Norvegia și alta din Marea Britanie. Fostul premier Ion Chicu susține că auditul la Moldova Gaz ar trebui făcut în maximum o săptămână. Potrivit lui, procesul este o verificare simplă, iar datele se conțin în evidența contabilă. În opinia sa, prin acest exercițiu, mai degrabă Chișinăul își dorește să rupă relațiile cu Gazprom. Reprezentanții guvernului au numit absurde informațiile lui Chicu. În cadrul emisiunii Moldova zi de zi de la postul nostru de televiziune, fostul premier Ion Chicu, economist de profesie, a declarat că auditul care se face acum la Moldova Gaz nu este un exercițiu complicat și nu ar trebui să dureze decât o săptămână. Potrivit lui, este vorba doar de un simplu act de verificare a livrărilor și plăților. O echipă de contabili și auditori buni fac exercițiul ăsta maxim într-o săptămână. Este vorba despre datorie care s-a acumulat, deci al malului drept, din 99 încoace.
în fiecare an apropo, conform legii societăților pe acțiune, Republica Moldova și la Moldova Gaz, se face auditul de către o companie internațională. Toată această evidență este n-aici, aici, știți, născuci sau inventa sau nu știu ce. Deci timp de o săptămână se putea pe fiecare an de ridicat informația contabilă de ce suma am primit gaz, mai ales că ea se duce evidența și la vamă, că ăsta e import. Și de ce sumă am achitat. În opinia lui Chicu, Chișinăul caută în acest fel motiv pentru a rupe contractul cu Gazprom. Se întrevede dorința autorităților Republicii Moldova de a rupe relațiile cu Gazprom. Pentru că aceste procurări de gaze din surse alternative, cum le-au făcut în octombrie anul trecut, lor le-au plăcut foarte mult. Pentru că ați văzut, noi nu comunicăm prețul cu care am cumpărat, deși banii din bugetul de stat, deci asta trebuie să fie transparență. Deci ei mai degrabă le-ar plăcea aceste scheme, că nu-i clar prețul, nu-s clare condițiile. Am încercat să obținem o reacție de la Andrei Spânu la aceste declarații. Alina Merlici, consilierul pe comunicare al vicepremierului, avea telefonul ocupat, iar la mesajul transmis nu am primit deocamdată un răspuns. Purtătorul de cuvânt al guvernului a calificat absurd afirmațiile lui Ion Chicu, lipsite de sens și fundament. Guvernul nu vrea să întrerupă niciun fel de contract. Prioritatea numărul unu în această perioadă este livrarea de gaze și asigurarea neîntreruptă acestora. Ceea ce ține de termenii în care trebuie să fie efectuat auditul acesta a fost negociat între companii și nu este unul negociat de către guvern. Într-o altă ordine de idei, Ion Chicu a declarat că cetățenii Republicii Moldova vor suferi în această iarnă și de frig, dar și de foame. Agenda guvernării nu prea are nimic comun cu agenda oamenilor. Deci în această iarnă, din păcate, moldovenii, cetățenii țării, cu toții, vom avea de suferit și de îndurat. Dar nu mi lasă impresia că această guvernare se preocupă de agenda oamenilor. Adică ei cumva trăiesc în lumea lor, sunt preocupați mai mult de geopolitică, de astea, declarații bombastice, de astea care vă impresiona electoratul lor, care tot se îngustă, nu se gândesc la țară, din păcate. În context, fostul premier susține că în perioada următoare, forțele politice și societatea se vor consolida și vor ieși împreună la proteste împotriva guvernării. O să ieșim cu toții, pentru că nu se vede atitudine responsabilă. Asta, bineînțeles, că va duce la o consolidare a societății și a acestui val de proteste. Reprezentanții guvernului ne-au spus că toate politicile elaborate de autorități sunt în beneficiul oamenilor. Nenumărate ore, atât doamna prim-ministru, cât și doamna președintă în ultimul briefing susținut, a spus că la iarnă cetățenii vor fi susținuți de stat. Guvernul a fost anul trecut alături de oameni cu un pachet de măsuri și compensații la factură. Acest lucru se va întâmpla și în acest an. Pentru domnul Chicu, în special, îi reamintim că a fost lansat programul de compensații, mecanismul de încătrare în categorie de vulnerabilitate, compensații cu gov.md, unde fiecare cetățean se poate înregistra pentru a primi compensații la factură. Amintim că la sfârșitul lunii octombrie anul trecut, în urma negocierilor de mai multe zile de la Sankt Petersburg, autoritățile moldovenești au anunțat că au convenit cu reprezentanții Gazprom prelungirea contractului cu 5 ani de la 1 noiembrie. Părțile au convenit asupra unei formule mixte pentru calcularea prețului, iar partea moldovenească a propus efectuarea unui audit al datoriei Moldova Gaz. Acesta urma să fie efectuat până la 1 mai 2022. Autoritățile au declarat însă că din cauza războiului din Ucraina, nicio companie de audit nu a vrut să vină în Moldova pentru a efectua acest exercițiu. Vicepremierul Andrei Spânu a declarat că a cerut Gazpromului extinderea termenului până la data de 31 martie 2023. Concernul rus însă a refuzat să prelungească termenul de auditare. Ulterior, în luna august, Agenția Proprietății Publice a contractat o companie din Norvegia și alta din Marea Britanie pentru a efectua acest audit, care vor fi remunerate cu peste 15,5 milioane de lei. Un raport final urmează a fi prezentat la începutul anului viitor. În acest sens, atât șeful de la Moldova Gaz, cât și președintele Maia Sandu au declarat că există riscul sistării livrărilor de gaze. La
la o zi după ce a fost eliberată din arest la domiciliu, deputatul partidului politic Șor, Marina Tauber, a susținut prima conferință de presă. Politicianul a vorbit despre dosarul penal deschis pe numele său, pe care l-a catalogat drept unul politic, dar și despre condițiile de detenție. Potrivit ei, acțiunile au fost gândite pentru a o împiedica să participe la protestele stradale. Ce au răspuns instituțiile vizate, vedeți în cele ce urmează. La conferință, deputatul partidului Șor, Marina Tauber, a declarat că dosarul deschis pe numele său este politic și nu are nimic în comun cu principiile statului de drept. Chiar și plasarea mea sub control judiciar este o măsură abuzivă. Nici ieri, reprezentanții procuraturii nu au venit cu vreo dovadă sau un argument nou. Sunt măsuri disproporționate și noi, desigur, că pe cale legală o să demonstrăm că aceste dosare sunt politice și n-au nimic cu statul de drept. Și, după cum cunoașteți, deja a fost depus dosarul la CEDO, în cazul meu și în cazul partidului. Tauber declară că motivele care au stat la baza reținerii sale este intenția de a-i închide gura și de a o împiedica să participe la proteste. Nici ieri, reprezentanții procuraturii nu au venit cu vreo dovadă sau un argument nou. Ei pur și simplu au primit indicația că eu să fiu ținută în arest. Știți din ce motiv? Ca să nu ies la proteste. Ei nu înțeleg un lucru, că cu mine, fără mine, oamenii deja nu mai pot să trăiască această realitate foarte dură. Această realitate în care nu este niciun viitor pentru cetățenii Republicii Moldova. Deputatul a vorbit și despre condițiile de detenție în penitenciarul numărul 13 și afirmă că în cele 54 de zile cât s-a aflat acolo, a fost audiată o singură dată, lucru pe care îl consideră incorrect. Nu vă imaginați ce umilință este pentru o femeie, probabil și pentru bărbat, dar nu pot să vă spun, să fie ținută în subsolul penitenciarului numărul 13. Și dacă o să mă întrebați, să vă spun că doar o dată am fost audiată în procuratură. Am solicitat o reacție de la Procuratura Generală, însă purtătorul de cuvânt al instituției nu ne-a răspuns pentru un comentariu. Anterior, reprezentanții instituției au declarat că nu primește indicații de la clasa politică, iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a declarat că, spre deosebire de oponenți, PAS nu intervine sub nicio formă în activitatea justiției. Din contra, unul dintre obiectivele noastre centrale, spune Vlas, este reformarea justiției, curățarea sistemului de oameni compromiși, astfel încât justiția să lucreze în favoarea cetățenilor, nu a clanurilor oligarhice și grupărilor de interese, a mai adăugat ea. La finalul conferinței, deputatul Marina Tauber a îndemnat societatea și alte partide din opoziție să participe la protestul antiguvernamental preconizat pentru 23 octombrie la ora 15 în piața Maria Dunării Naționale. Amintim că Marina Tauber este cercetată penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului Șor și acceptarea finanțării formațiunii de un grup criminal organizat. Deputatul se declară nevinovat și califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzație respinse de reprezentanții guvernării. Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare.
Procuratura Anticorupție consideră neîntemeiată decizia de eliberare a deputatului Partidului Șor, Marina Tauber, din arest la domiciliu și plasarea ei sub control judiciar. Într-un comunicat de presă, instituția anunță că hotărârea judecătoriei Ciocana va fi contestată la Curtea de Apel Chișinău. Apărătorii politicianului spun însă că decizia magistraților este legală, iar procurorii au tot dreptul să o conteste. Noi pare considerăm că nu sunt temeile pentru a fi către instanțe de apel admis, ori nu au fost demonstrate prin probele concludente și pertinente existența riscuri pentru a menține starea de arest. Marina Tauber se va afla sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile după ce magistrații judecătoriei Ciocan au admis parțial solicitarea procurorilor. Ea a fost reținută la 21 iulie după o serie de percheziții la sediile partidului Șor. Deputatul este cercetat penal pentru falsificarea raportului financiar al partidului și acceptarea finanțării formațiunii de către un grup criminal organizat. Tauber se declară nevinovată și spune că va dovedi acest lucru. Ministrul Justiției susține că decizia instanței de judecată prin care Marina Tauber a fost eliberată din arest la domiciliu și plasată sub control judiciar vorbește încă o dată despre cât de grave sunt lucrurile în sistemul pe care îl conduce. Pe pagina sa de Facebook, Sergiu Litvinenko și-a exprimat speranța că Procuratura Anticorupție va contesta decizia magistraților. În reacție, avocații politicianului spun că, prin asemenea afirmații, Litvinenko își dorește să influențeze instanța de judecată. De aceeași părere este și fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, care îi recomandă ministrului să se abțină de la asemenea declarații. Potrivit lui Litvinenko, eliberarea lui Tauber din arest la domiciliu lasă foarte multe semne de întrebare și provoacă nemulțumiri pe deplin justificate. Presupun că Procuratura Anticorupție va contesta hotărârea la Curtea de Apel Chișinău și, deși magistrații sunt cei care trebuie să ia decizia într-un final, sper mult să se țină cont de amalgamul de informații și probe care dovedesc în mod evident ilegalitățile, se spune în mesajul ministrului Justiției. Reprezentanții procuraturii nu ne-au răspuns la telefon pentru o reacție, dar într-un comunicat de presă emis se spune că procurorul de caz consideră decizia instanței neîntemeiată, urmând a fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chișinău. Unul dintre avocații Marinei Tauber susține că consideră declarațiile lui Litvinenko ca o imixtiune gravă în actul de justiție. Prin această postare noi am văzut că se efectuează o sperietură a judecătorilor și a procuraturii. Prin această postare se dau indicații procuraturii în privința la depunerea recursului la Curtea de Apel Chișinău în privința acestei măsuri preventive. Aceasta este o imixtiune gravă care continuă deja de mai mult timp în privința lui Marina Tauber. Fostul judecător la CEDO, Stanislav Pavlovski, spune că ministrul justiției trebuie să se abțină de la asemenea declarații. Oricât de bune intenții ar avea el, din punctul de vedere a părinților, într-adevăr, asta arată ca o presiune asupra instanțelor de judecată. Poate omul și are intenții bune, dar nu contează ce intenții ai tu, contează cum activitatea ta este privită de cetățenii țării. Dar cetățenii țării, avocații, doamna Tauber, judecătorii, procurorii care participă, primesc acest gen de comentarii ca un fel de indicație pentru acțiune. Marți, Marina Tauber a fost eliberată provizoriu sub control judiciar. Decizia de a o elibera din arest la domiciliu a fost luată de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. Deputatul este vizat în două cauze penale pornite pe faptul acceptării cu bună știință a finanțării partidului Șor din partea unui grup criminal organizat, precum și pentru falsificarea raportului privind gestiunea financiară a formațiunii pentru semestrul 1 al anului 2022. Ea se declară nevinovată și califică materialele prezentate de procurori ca fiind lipsite de fundament juridic, iar arestul un abuz efectuat la indicația puterii, acuzații respinse de reprezentanții guvernării.
Procuratura Generală susține însă că procurorii au dovezi privind vinovăția deputatului și a reiterat de mai multe ori că instituția este apolitică, în care procurorii acționează strict în conformitate cu legea. Președintele Maia Sandu a declarat anterior cu referire la dosarul Marinei Tauber că își dorește ca ancheta să fie corectă, transparentă și să nu trezească semne de întrebare. Ministerul Apărării vine cu lămuriri după ce în spațiul online au fost distribuite imagini ale licitațiilor expediate de centrele militar-teritoriale agenților economici din Moldova, în care se solicită prezentarea informațiilor cu privire la bărbații angajați născuți în anii 1996-2004. Potrivit instituției, scrisorile respective nu au nicio legătură cu situația de securitate din regiune și nici cu o eventuală declarare a mobilizării în țară, ci sunt expediate pentru actualizarea bazei de date a centrelor militar-teritoriale. Acțiunea, spune ministerul, are caracter permanent și se desfășoară în termenele prevăzute de lege. În context, instituția îndamnă agenții economici și instituțiile publice să nu interpreteze eronată recepționarea din partea centrelor militar-teritoriale a unor astfel de documente și să nu inducă în eroare cetățenii. Un polițist de frontieră și directorul filialei Cantemir al Centrului de Pregătire a Specialiștilor pentru Armata Națională au fost reținuți pentru trafic de influență, corupere pasivă și fals în acte publice. Potrivit Centrului Național Anticorupție, aceștia sunt bănuiți că ar fi luat mită de 24.000 de lei pentru a-l ajuta pe un bărbat să obțină mai ușor permisul de conducere. CNA menționează că polițistul de frontieră, în complicitate cu șeful filialei Cantemir, ar fi luat banii cu pretextul că au influență asupra mai multor angajați ai secției în matricularea mijloacelor de transport din Cahul și îl pot ajuta pe solicitant chiar dacă acesta nu a frecventat orele de instruire și s-a aflat la evidența medicului narcolog. Deocamdată nu se cunoaște ce riscă cei doi care se află în custodia autorităților pentru 72 de ore. Pedeapsa lor va fi stabilită în urma investigațiilor penale. Am solicitat o reacție la acest subiect de la reprezentanții Poliției de Frontieră. Ofițerul de presă Raisan Novitski ne-a comunicat că instituția a inițiat cercetări interne în privința polițistului, iar pe durata anchetei, angajatul va fi suspendat din funcție. Doi bărbați de 24 și respectiv 31 de ani din Fălești au primit câte 10 și 11 ani și jumătate de închisoare pentru omorul unui consătean. Potrivit oamenilor legii, totul s-a întâmplat vara aceasta în apropierea unui bar dintr-un sat din Fălești. Procurorii spun că între cei trei a apărut un conflict, după care făptașii au răpit victima, au urcat-o forțat într-o căruță, au dus-o într-o pădure și au bătut-o până a decedat. Forțele de ordine mai menționează că tinerii și-au recunoscut vina. Monede de colecție și aparate foto, care se presupune că au valoare istorică și culturală, au fost ridicate ieri noaptea de angajații postului Vamal Leușeni, după ce au constatat că obiectele care erau aduse în Moldova din Marea Britanie nu au fost declarate. Potrivit unui comunicat al serviciului Vamal, șoferul unui microbuz care transporta bagaje și colete neînsoțite a spus la frontieră că toate bunurile au fost declarate. În urma verificărilor, în două genți au fost depistate monedele și aparatele de fotografiat care nu aveau acte de proveniență. Acestea au fost ridicate și vor fi supuse expertizei. Cazul este cercetat pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Alertă cu bombă la judecătoria Buiucani și Universitatea Constantin Stără din capitală. Poliția spune că a fost anunțată telefonic de un bărbat, precum că la cele două instituții ar fi amplasate obiecte explozive. Verificările au constatat însă că apelul a fost fals. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, de la începutul anului a fost anunțată despre minarea falsă a peste 880 de obiective în peste 140 de alerte. Prejudiciul adus statului de anunțurile false cu bombă este de peste 2,2 milioane de lei. Pentru a descuraja fenomenul anunțurilor privind alertele false cu bombă, Ministerul de Interne a propus înăsprirea sancțiunilor pentru astfel de acțiuni. MAI vrea o pedeapsă de până
până la 5 ani de închisoare și o amendă de până la 150.000 de lei. Cea mai recentă alertă falsă cu bombă a fost săptămâna trecută și a vizat judecătoria Chișinău, sediul Centru. Șaptezeci de grădinițe din capitală au fost deja conectate la agentul termic. Potrivit autorităților municipale, până mâine căldura ar putea ajunge în toate cele 129 de instituții preșcolare din Chișinău. În perioada săptămânii anterioare, temperatura de afară a scăzut destul de mult. Am constatat că în grupe temperatura la fel este una mică. Conform informațiilor transmise de către direcțiile de sector, am constatat că luni temperatura medie în grupe era de aproximativ 15-17 grade. Am ajuns la decizia de a conecta grădinițele la agentul termic începând cu ziua de astăzi, 19 octombrie. Șeful Direcției Municipale Educație a menționat că instituțiile de învățământ primar și secundar urmează a fi conectate la agentul termic la solicitarea directorilor. Acesta a spus că deocamdată direcția nu a primit astfel de solicitări. Potrivit lui, anual conectarea instituțiilor de învățământ primar și secundar la agentul termic se face după vacanța de toamnă a elevilor, care în acest an de învățământ este programată pentru perioada 26-30 octombrie. Amintim că anul trecut sezonul de încălzire a început la mijlocul lunii octombrie. Republica Moldova dispune de 218.000 de doze de vaccin pentru gripa sezonieră, după ce un lot de 30.000 de doze a fost recepționat marți, anunța Agenția Națională de Sănătate Publică. Serurile au fost donate de The Task Force for Global Health, un ONG internațional specializat în îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor din țările aflate în curs de dezvoltare. Injecțiile corespund standardelor OMS și urmează să fie distribuite centrelor de sănătate, iar ulterior instituțiilor medico-sanitare din țară, mai spune agenția. Primii imunizați vor fi copiii și adulții din grupurile de risc sporit de îmbolnăvire, angajații din sănătate, învățământ, armată, precum și alte contingente profesionale. Instituția a anunțat că vaccinarea va începe în curând, însă nu a precizat când anume. Agenția menționează că pe parcursul săptămânii trecute în țara noastră nu a fost înregistrat niciun caz de gripă sezonieră. Alertă de vânt puternic, meteorologii au emis o avertizare cod galben. În această noapte se prevăd intensificări ale vântului, care va sufla din nord-vest și va atinge o viteză de la 54 până la 72 de km pe oră. Atenționarea intră în vigoare la miezul nopții și va fi valabilă până mâine la ora 21. Iar peste ocean se pare că iarna și-a intrat în drepturi. Două orașe din Statele Unite ale Americii s-au trezit înzăpezite. Viscolul și troienele au blocat mai multe drumuri, iar firele electrice s-au rupt sub presiunea omătului. Meteorologii din Statele Unite ale Americii au anunțat pe locuitorii din mai multe orașe din statele Michigan și Wisconsin că ar putea să vadă primii fulgi de nea la începutul acestei săptămâni, însă ei s-au trezit peste noapte ca și cum ar fi în plină iarnă. Viscolul și troienele de zăpadă au dus chiar la producerea de accidente pe mai multe șosele din cele două state, iar unele drumuri au fost blocate. În câteva localități, mii de oameni au rămas fără curent electric după ce mai multe fire de înaltă tensiune s-au rupt din cauza zăpezii depuse pe ele. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, rămâneți cu noi. Eu sunt Dorina Gerganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare alături de cei dragi vouă. La revedere!